Iată o primă audiție, o piesă pe care a scris-o Jolchere, este special pentru acest spectacol, se cheamă El te așteaptă, pe versuri de Marian Stere. Și o întâlnire care pe mine mă emoționează de fiecare dată, sunt sigur și pe dumneavoastră. O interpretă care practic se identifică cu legenda muzicii ușoare românești. Margareta Păslaru! În prima audiție pentru dumneavoastră la Sala Palatului, Margareta Păslaru. Viața îți pare grea, nimeni nu știe lacrima vie, perlă pe fața ta. Lumea îți pare neiertătoare și te-ai convins că-i rea. Mai ai răbdare, cerul e mare și te va apăra. Aș vrea să-l felicit încă o dată pe Jolchere pentru această minunată melodie. S-au spus multe lucruri frumoase despre el. Ce aș putea să spun decât cu adevărat, nu doar că este un maestru de sunet, este un maestru.
Atât de iubită Margareta Păslaru, este și o ființă extrem de generoasă, implicată în multe, multe acțiuni umanitare. Mulțumim, Margareta! Mulțumesc. Margareta noastră națională! Mulțumesc.